Stadionul de la Hunedoara se va construi. Este declarația făcută de către primarul municipiului Dan Bobăuțanu în cadrul emisiunii Hunedoara în direct. Replica edilului a venit după ce au apărut informații în presa centrală, potrivit cărora proiectul nu va mai fi realizat prin Compania Națională de Investiții, ci de către un investitor privat, informație desmințită de primar. Valoarea investiției este de peste 64 de milioane de euro. Din 2017, autoritățile din Hunedoara au anunțat construcția unui nou stadion, care va lua locul bătrânei arene din centrul municipiului. Proiectul va fi realizat de Compania Națională de Investiții, așa cum s-a anunțat încă de la început, nefiind vorba despre un investitor privat, așa cum au apărut informații în spațiul public. Stadionul de la Hunedoara este construit din fondurile statului român prin Compania Națională de Investiții. În acest moment se găsește într-o contestare la Curtea de Apel București, unde se va judeca această speță de contestare, așa cum se întâmplă de regulă în societatea românească. Se va judeca în data de 18 octombrie, peste câteva zile, și în momentul în care judecătorul va da cu ciocanul, va spune ce face mai departe în cadrul licitației. Nu are legătură primăria Hunedoara absolut deloc cu această investiție. Sigur că da, avem și noi cofinanțarea, avem și noi demolarea stadionului, dar nu se poate renunța la o investiție de 64,5 milioane de euro, că nu ai cum. Ea este bugetată deja prin hotărârea guvernului la finalul anului trecut, s-au parcurs etapele preliminare de licitație. Îi asigur pe toți cetățenii din municipiul Hunedoara că acest proiect, evident că merge mai departe, nu a renunțat nimeni la acest proiect și cât de curând sper că vom vedea și câștigătorul licitației. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 64 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din bugetul Companiei Naționale de Investiții. Durata pentru proiectare va fi de 6 luni, iar cea de execuție de 22 de luni. Asta după ce va fi anunțat și un câștigător al licitației.